viitorului. Ok, de la control vom trece puțin la setting-ul jocului. Din câte am văzut din materialele lansate din Rus, jocul va fi plasat în al doilea război mondial. Asta e Rus sau se va depărta puțin de această idee? Mă refer la faptul că mai există și alte jocuri World War II ca, nu știu, Company of Heroes sau World at War. Cum se diferențează Rus de acestea? Rus se diferențează în primul și în primul rând prin concept. Nu degeaba se numește Rus. Nu degeaba au apărut toate informațiile în care se prezenta acel gameplay, care se bazează în primul rând pe modul tău de a gândi și de a gândi cu un pas înaintea oponentului. Rus nu e un joc de strategie obișnuit unde îți faci unități și le trimiți în luptă. Dimpotrivă, Rus se bazează pe ideea de a induce în eroare oponentul și a câștiga astfel bătălia. Cum se vedea și din imagini, s-ar putea ca oponentul tău să vadă că pe terenul de luptă tu ai aliniat 100 de tancuri. Dintre astea s-ar putea să fie doar 10 reale și 90 machete de carton. Dar el nu are de unde știe asta. Și aici va depinde de el ce decizie ia. Are curajul cu trupele lui de infanterie să înfrunte cele 100 de tancuri și merge pe ideea că poate tu te folosești de cacealma, sau dă în retragere și cu 10 tancuri ai câștigat o bătălie. Este altceva, se bazează pe alte mecanisme de joc, nu este, repet, un RTS clasic, și la fel, faptul că până acum au apărut imagini din World War II poate să fie puțin înșelătoare, la fel ca și gameplay-ul jocului. Deci Rus este un joc foarte înșelător la prima vedere. Așa este. Să mai vorbim puțin despre Rus. Ne poți spune ceva despre facțiunile controlabile din joc? Dacă da, ne poți spune și ceva despre modalitățile de a induce în eroare inamicii? Da, vor exista mai multe facțiuni în joc. Facțiuni care se bazează pe națiunile lumii reale. O să avem Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite, Rusia. Dar mult mai important decât facțiunea aleasă vor fi aceste posibilități de a induce oponentul în oară. La Games Convention s-au prezentat deja câteva dintre cărțile care vor fi incluse în joc. Nu vorbim de cărți de citit, vorbim de cărți de joc. Cei care sunt familiarizați cu conceptul de card games și de strategy card games știu exact la ce mă refer. În joc vor exista cărți pe care, dacă le dobândești, împreună cu ele dobândești și niște abilități speciale care te pot ajuta în diferite moduri pentru a-ți câștiga luptele și chiar războiul. Și când putem să ne așteptăm la Rus în magazină? La primul trimestru, la anul următor. Asta ar însemna până la sfârșitul iernii, să fiu puțin mai precis, ar trebui să fie deja în magazin. Știm că Ubisoft a lucrat cu James Cameron la un nou joc, James Cameron's Avatar. Este un joc ce se va lansa chiar anul acesta, în luna decembrie. Și de asemenea, fiind făcut după film, din experiența mea de gamer, știu că aceste jocuri sunt de o calitate mai discutabilă. Nu știu care e situația în cazul lui Avatar. Ce a făcut Ubisoft în această privință? Va urma jocul acțiunea filmului, cum fac majoritatea, sau va avea o poveste diferită? Aici, din păcate, trebuie să-ți dau dreptate. Majoritatea jocurilor care se bazează pe filme sau pe francize de benzi desenate, eventual, niciodată nu se ridică la nivelul așteptărilor, de multe ori fiind concepute ca niște produse casual. Ubisoft nu doar a lucrat la joc. Ubisoft a făcut jocul și a făcut și efectele speciale din film. A fost o colaborare foarte strânsă între James Cameron și echipa Ubisoft. Este vorba de aceeași echipă care este răspunzător de comiterea efectelor speciale din 300 și din Sin City. Deci putem spune care au realizat și Assassin's Creed Lineage. Așa este, și băieții într-adevăr au niscaiva experiență ascunsă undeva prin mâneci. Și de la cum te-ai putea aștepta de la asemenea oameni, ei nu s-au mulțumit cu o simplă adaptare
a celor văzute pe ecran. Jocul se desfășoară cu 2 ani înaintea evenimentelor din film. Deci este un prequel. Este un prequel, cărui poveste a fost concepută tot de James Cameron și turnată în joc împreună de către James Cameron împreună cu echipa de producători din Canada și reprezintă un joc de sine stătător care poate fi savurat și fără să vezi filmul, dar care devine complet odată cu vizionarea filmului și care se încadrează în categoria AAA, care din câte știm sunt cele mai bune jocuri video, fără să aibă să se rușineze de ceva. Dar dacă joci jocul înainte de a vedea filmul, conține jocul spoilere? Nu conține spoilere, dar conține anumite lucruri care devin evidente sau înțelese abia dacă vezi și filmul. Anumite fire ale povestirii devin complete și terminate, deci, abia dacă... Pentru a avea întreaga experiență Avatar, trebuie să joci și filmul, să joci și jocul, să vezi și filmul. Trebuie să joci și filmul, trebuie să vezi și jocul. E o soluție bună. Nu, într-adevăr, cele două, James Cameron's Avatar The Game și James Cameron's Avatar The Movie, formează împreună experiența James Cameron's Avatar. Jocul va fi disponibil atât pe PC, Xbox 360, PlayStation 3, PSP și Nintendo Wii. Care sunt diferențele între aceste platforme, dacă există? Mă refer la faptul că vor avea toți deținătorii consolelor aceeași experiență? În mare, da. Știm foarte bine că totuși între consolele Next Generation și PC, să zicem, pe de o parte și pe de altă parte, Nintendo Wii, există diferențe din cauza capacității de calcul de care dispun la nivel hardware. Dar, în mare, jocul a fost conceput în așa fel încât să ofere o experiență cel puțin asemănătoare, cel puțin asemănătoare pe toate platformele. Nu vor exista diferențe la nivel de poveste, nu vor exista diferențe la nivel de desfășurare, vor exista, bineînțeles, la nivel de control și la nivel grafic. Am înțeles. De asemenea, versiunea de Xbox 360 și PlayStation 3, și nu știu dacă PC sau nu, vor dispune de o tehnologie 3D, să vezi jocul în 3D. Ce echipament este necesar pentru a dispune de această tehnologie? Să începem cu începutul. Da, și PC-ul va putea reda jocul în 3D, cel puțin dacă dispune o placă video Nvidia, care din câte știm deja suportă tehnologia 3D cu ajutorul ochelarilor stereoscopici. Bineînțeles, acolo ai nevoie și de un monitor care să poată atinge refresh rate-ul de 120Hz. În cazul versiunilor de console, lucrurile sunt mai simple. Atât Xbox cât și Xbox 360 cât și PlayStation 3 sunt în stare să reproducă aceste efecte 3D. Tot ce mai ai nevoie sunt o pereche de ochelari stereoscopici și un televizor LCD sau o plasmă. Acestea din urmă sunt mai mult decât capabile să ducă în spate sarcina renderii 3D. Perfect! Având în vedere că Avatar va fi lansat și pe Wii, știu că Ubisoft mai are un joc ce se va lansa pe această platformă. Este vorba de Rabbids Go Home, cel mai nou joc dedicat iepurilor nebuni. Cretințe. Aparent iepurii vor să se întoarcă acasă în acest joc după ce au făcut probleme lui Rayman. Și aș vrea să știu cum se va desfășura acest joc și de ce pleacă iepurii și ce locații vor vizita în călătoria lor. Așa este, Rayman doar că va apărea, deja a apărut pentru Wii. Este una dintre cele 4 jocuri, cum ai spus și tu la început, Ubisoft a fost mai modest cu acest sfârșit de an. În total am avut 4 titluri cât de cât mari, să spun așa. Nu aș putea zice că unul e mai important decât celălalt, pentru noi toate sunt la fel de importante. Cel mai important rămâne jucătorul. Primul a fost, bineînțeles, Assassin's Creed 2. Am putea aminti lângă Rabbids Go Home, James Cameron's Avatar și un joc despre care nu vorbim, Shaun White Snowboarding World Tour. Într-adevăr, se pare că iepurii au o nouă idee presnită
ei s-au săturat de năzbâtiile pe care le-au comis pe pământ și văzând luna le-a venit ideea absolut spontană să se ducă și ei acasă. Adică ei sunt veniți de pe lună sau cred asta după ce au văzut-o? Va trebui să joci jocul ca să-ți dai seama. Prin ce e diferit este faptul că nu mai este Rayman Raving Rabbids. După două episoade care au avut un succes deosebit, am luat decizia că Raving Rabbids merită spațiul lor, nu-l mai împart cu Rayman, este jocul lor, în care ei sunt și actorii principali și actorii secundari, și eroii și răufăcătorii, și nebunii și polițiștii. Deci e un joc plin cu ei. E un joc plin cu iepuri, vor apărea bineînțeles și alte creaturi, dar accentul se pune pe iepuri, care de data aceasta vor face orice le stă în putere și le trece prin cap ca să-și construiască un turn destul de mare încât să ajungă de pe pământ până la lună. Acest lucru, bineînțeles, se concretizează într-o cursă nebună de a aduna toate lucrurile de toate mărimile și de toate funcționalitățile pentru a înălța din ce în ce mai mult acest lucru. Deci, va fi o călătorie în jurul lumii. Va fi o călătorie în jurul lumii iepurilor. Ei se vor plimba în toate locațiile la care nu ne-am așteptat de la ei și tocmai poate din acest motiv ne și așteptăm să-i vedem acolo. Ei nu se potrivesc cu niciun decor. Ies în evidență oriunde s-ar duce și asta rămâne farmecul lor. În ce constă totuși gameplay-ul? Trebuie să completăm o serie de minigame-uri ca în jocurile precedente sau avem parte de un gameplay exclusiv Rabbids Go Home? Nu, gameplay-ul a rămas bine cunoscut, care a fost atât de îndrăgit în episoadele precedente, o serie de mini-jocuri care trebuie completate. Dintre acestea am putea enumera cursele care se desfășoară din căruțe de cumpărături, ca cele pe care le găsim la mall-uri sau la supermarketuri, care în timp pot fi gradate cu diferite lucruri printre care se numără, de exemplu, un surfboard pentru a lovi cât mai mulți oponenți și a dărâma cât mai multe lucruri care ies în cale, sau chiar și o masă de operație, a cărui funcționalitate să rămână pentru moment secret. Minigame-urile sunt variate și în continuare accentul se pune pe umor. Vei avea nevoie de scaiva de experitate să le poți completa, dar nici nu-ți vei da seama pentru că vei fi prea ocupat să ștergi lacrimile cauzate de el. Ok. Iațin, îți mulțumesc pentru participarea la prima ediție de Gamecast TV și te mai așteptăm pe aici cu orice mulțumesc ocazie. Mulțumesc pentru invitație și vă aștept și pe voi și pe telespectatorii voștri la viitoarele lansări. Le mulțumim și celor de la Ubisoft pentru faptul că ne găzduiesc în sediul lor pentru a filma aceste emisiuni. Sunt The Warlord și ne vedem la următoarea ediție de Gamecast TV. Nu uita să vizitați thegamecast.net pentru doza zilnică de gaming. La revedere!